european de excelență în sistemul hidroenergetic românesc. Vedeți în coordinare izvârșnosti hidroenergetic sistemul României. Barajul a stabilit apele fluvioase ale bătrânului fluviu. Ova brana je ukrotila reku Dunav. Schimbând în bine nu doar geografia locului, izmenila ne samo geografiju toka, ci și viața oamenilor. Porțile de fier nu trebuie. Certa pjedan treba. Să rămână o mare familie unită. Da ostane jedna ujedinjena porodica. Dedicată idei de excelență. Da bude posvećena toj ideji izuzetnosti. La mulți ani. Ponosna sam što nakon 50 godina stojimo ovde svi zajedno, dakle srpska i rumunska strana, i slavimo sve one koji su donosili odluke da se napravi ovako hidroelektrana. Sunt mândră că partea sârbă și partea română este astăzi împreună aici și sărbătorim pe cei care înainte cu 50 de ani au pus temeliile și au adus hotărâre să construiască un obiectiv. Vreme u kojem živimo je izazovno i teško. Naročito je teško u oblasti energetike. Timpul pe care îl trăim acum, astăzi, este foarte provocator, foarte greu, mai ales în domeniul energiei. I potpuno sam sigurna da upravo kada smo zajedno i kada smo partneri i kada imamo zajedničku saradnju i kroz zajedničke projekte, mi možemo da ostanemo stabilni i sigurni. Și sunt sigură că doar împreună, când împreună derulăm proiecte, când împreună analizăm problemele, putem să atingem această stabilitate. Hidrocentrala Porțile de Fier 1, care e un arodu poznat ca o Gerda Piedan, reprezintă o perlă a energeticii românești, prestavlja biser hidroenergetskog sistema Rumunije, o citadelă a inteligenței și creației inginerești, jednu krunu inženjerske kreacije, din cele două țări partenere. Nu există un moment mai potrivit decât acesta. Smatram da ne postoji pogodni trenutak od ovoga. Pentru a ne îndrepta atenția și gândurile pline de recunoștință. Da usmerimo našu pažnju i naše misli pune zahvalnosti. Față de bravi oameni care au pus umărul la realizarea acestui edificiu. La mulți ani, Porțile de Fier. Živeo, Gerda. La mulți ani celor care au fost și sunt în slujba sa. Pentru ridicarea construcțiilor de la hidrocentrala Porțile de Fier 1 au muncit circa 12.000 de oameni aduși din întreaga țară. 12.000 de lica koji su ovde bili dovedeni iz cele države radili su na izgradnji ove hidrocentrale. Este vorba despre specialiști în hidrotehnică, ingineri, proiectanți, energeticieni, muncitori și cadre tehnice medii. Reč je o inženjerima, o projektantima, o hidroenergetici, hidrologiji. Parte dintre cei care au lucrat la construirea acestui obiectiv s-au mutat cu familiile în această zonă. Ideo onih koji su radili, koji su dovedeni ovde, oni su se premestili sa celim svojim porodicama u ovom podneblju. Dar din păcate, aproximativ 100 de oameni au pierit în perioada lucrărilor în accidente de muncă. Ali, nažalost, skoro 100 lica, 100 lica je poginulo na svojim radnim zadacima. Cu această ocazie aduc un sincer omagiu celor care au sacrificat totul pentru construirea acestui obiectiv. Eforturile tuturor merită valorificarea potențialului hidroenergetic existent. I njihov napor, znači vrednovanje hidroelektričnim potencijalom ovog objekta. Și dezvoltarea politicilor energetice și economice pe termen lung. I razvoj hidroenergetske politike na duge staze. Este nevoie de fapte și mai puțin de vorbe în acest domeniu. U ovoj oblasti mi moramo da koristimo više dela, a manje reči. Este nevoie de specialiști și nu este loc de superficialitate. I ovde mi imamo potrebu za stručnicima, a ne površnim radnjama. Pe de altă parte, actualii angajați ai sistemului hidroenergetic Porțile de Fier. A s druge strane, trenutno zaposlena lica u ovom hidroenergetskom sistemu Gerda. Sunt convins că se pot ridica la nivelul celor care au construit și menținut acest obiectiv. Uveren sam i ubeđen sam da mogu da dostignu taj nivo onih koji su podigli i izgradili ovaj objekat. Cel mai important din punct de vedere economic și energetic din județul Mehedinți. Naravno i sa ekonomske i energetske strane za županiju Mehedinți. Principalul obiectiv, atât la nivel guvernamental, cât și la nivelul administrației județene,
a главни цили како на ниво владе, така и на ниво Жупаније. Atât cât ne permit atribuțiile, onoliko koliko nam naše nadležnosti dozvoljavaju, este acela de a adopta măsuri și proiecte în domeniul transporturilor, energiei, mediului, este da usvajamo projekte i da imamo projekte u oblasti prevoza, transporta, životne sredine i energije, dezvoltare economice, educație și securității, ali i razvoj ekonomski, razvoj obrazovanja i bezbednosti, pentru valorificarea sistemului hidroenergetic porțile de fier 1, radi uvrednovanje hidroenergetskog sistema Đerdap 1, pentru valorificarea din punct de vedere turistic a acestui obiectiv, da bismo turistički iskoristili potencijal ovog objekta, aici se află muzeul hidrocentralei porțile de fier, filiala a muzeului regiunii porților de fier, ovde se nalazi i muzej Đerdapa, aflat în administrarea Consiliului Județean Mehedinți și de mare interes pentru turiștii care ajung în județul Mehedinți. La mulți ani Hidroelectrica! Živela Hidroelectrica! La mulți ani tuturor salariaților de la porțile de fier!